În comuna Merișeni, Dragoș Lucian Nițescu are o plantație de 1000 de pruni, agen, dublu agen sau anașpet. În acest an producția a fost satisfăcătoare, dar fructele au fost mai mici din cauza secetei. Aici avem 6000 de metri și mai sunt încă 3 ogrăzi, una tot așa la 5000 și ceva, una tot la 6000. Bun. Așa, ce vorbim de tineret. Da. Că mai sunt și ogrăzi, dar cu pruni mai... mai în vârstă, mai sunt și... Plantația asta este înființată odată, da? Da, da. Odată, deci s-a pus odată 1000 de pruni. 1000 de pruni, bun. Da. Bun. Anul ăsta a fost un an cam secetos. Cum foarte secetos, foarte secetos. După cum se vede, totul iars. Iarba asta nu, și... nu e nimic. Prunile au rămas puțin cam mici. Cam micuțe, datorită lipsei de apă. Dar sunt foarte bune. Bine, foarte că, dulci. Da. Acum, dacă au fost și căldură mai mare, ele au acumulat mai mult... mai multă dulceață, pentru că n-a fost apa așa să... Da. În cadrul aceleiași ediții, veți afla și amănunta despre activitatea unui fermier din Godeni. Avem aceste văcuțe. Mulgerea se face automat cu sous vide, cu mașină de muls. Avem deja 3 viței, așa, care își cresc și ei. Văcuțele sunt bălțate românească și atinse cu Holstein. Sunt de lapte, în jur, na, ducem în jur de 15-30 de litri de lapte. Deci cam 30 de litri lapte se recoltează pe zi. În zile care înducem se procesează brânzeturi. Aici avem balotiera cu care facem baloți, i-a dus din Germania, iar acolo sunt tractorul și cele două camionete cu care cărăm baloții și facem restul lucrărilor agricole. Baloții care îi faceți, îi faceți sunt dreptunghiulari, da. Sunt dreptunghiulari, cei legați cu soară? Da, este sistemul automat, totul e... Nu, da, ce folosiți, soară sau nu, sârmă? Nu, nu mai spară. Nu mai spară, da. Sistemul cu sârmă s-a desfințat pentru că puteau rămâne bucățele de metal care ajungeau în burta vitelor. Da. Despre cum au început activitatea cei doi invitați ai lui Paul Simaș, despre cum decurge această zi de zi, veți afla pe larg miercuri la Muscel TV în emisiunea Ferme și Bioferme, care va fi difuzată începând cu ora 18:15.